Jurnaliștii de la Chișinău au numărat cel puțin 28 de antene pe acoperișul ambasadei ruse, inclusiv containere cu echipamente care, spun ei, sunt capabile să intercepteze comunicații telefonice prin satelit, comunicații aeronautice, maritime, militare și ale poliției. Numărul antenelor de pe ambasada rusă de la Chișinău ar fi mai mare chiar decât pe reprezentanța diplomatică a Moscovei de la Bruxelles, unde se află importante sedii ale Uniunii Europene și NATO. Am numărat cel puțin 28 de antene fixate pe aceste două clădiri pe care le puteți vedea în spatele meu. Și asta este doar ceea ce se poate vedea cu ochiul liber. Cele mai multe, 13, sunt antene parabolice. Este și o serie de echipamente de frecvență înaltă, foarte înaltă sau ultra înaltă, care, conectate la tehnică specială, sunt capabile, potrivit specialiștilor, să intercepteze conversațiile de pe telefoanele mobile, datele Wi-Fi și comunicații la distanță lungă. Și toate aceste tehnologii sunt conectate în nemijlocită apropiere de cele mai importante instituții ale statului. Specialiștii de la Chișinău spun că, în funcție de sistemele la care sunt conectate, antenele pot fi folosite în scopuri militare. Antena asta este numai un instrument. Informația este translată, adică emisă și primită de alt aparataj care se află de acum în interiorul clădirii. Acesta primește semnale, le captează și ulterior are și posibilitatea de a le modifica și le-a trimit către receptor cu semnal modificat. Toate tipurile de semnale, începând de semnale radio, semnale TV, semnale rețelele mobile pot fi interceptate, semnalele satelit, comunicațiile prin satelit, internet prin satelit. Președinta Maia Sandu a reacționat la investigația jurnaliștilor și a spus că serviciile moldovene specializate cunosc aceste informații și, la momentul potrivit, vor veni cu mai multe detalii, inclusiv cu soluții. Iar Ministerul de Externe vorbește despre sfidarea suveranității Republicii Moldova. MAIE, în strânsă coordonare cu alte instituții competente, analizează natura și amploarea acestor acțiuni de spionaj, considerăm absolut inacceptabile orice acțiuni de spionaj și ingerințe străine în afacerile interne ale Republicii Moldova, care reprezintă o sfidare directă la adresa suveranității și securității naționale a statului nostru. Autoritățile moldovene au acuzat Rusia în repetate rânduri că desfășoară un război hibrid împotriva Chișinăului, cu scopul de a împiedica integrarea euroatlantică a țării și a o menține în spațiul de influență al Moscovei.